Europarlamentarul Dumitru Oprea, candidatul PDL la primăria Iași, a discutat cu ieșenii din cartierul Frumoasa. Dumitru Oprea a constatat, ca toți ieșenii, de altfel, că orașul este prost administrat, iar mizeria și gropile sunt peste tot în cartiere. Cred că în Iași se mai poate face ceva. Aici n-a venit decât în campanie electorală. Ieșenii simpli s-au plâns lui Dumitru Oprea, candidatul Partidului Democrat Liberal la primăria Iași, de aspectul jalnic al blocurilor din cartierul Frumoasa. De asemenea, străzile și aleile sunt pline de gropi, iar noaptea câinii vagabonzi fac legea. Programul electoral al lui Dumitru Oprea prevede proiecte concrete pentru rezolvarea tuturor acestor neajunsuri. O mai bună administrare a banului public, precum și atragerea de fonduri structurale, europene sau de altă natură, ar genera soluții și pentru ieșenii din cartierele Iașului.